Bună ziua! Bun găsit! Azi cu dragoste am venit poezii să vă recit. Am pus în poeziile mele câte e în lună și în stele, câte în cer și pe pământ, să nu le uitați nici când. Am scris despre animale, despre păsări călătoare, despre soare, despre lună, despre mama noastră bună, despre frați, despre surori, despre țară și popor, de țăranii noștri care îmi trudesc vara arși de soare. Nici ciobanii de la stână nu duc o viață prea bună când pornesc cu oile și apucă ploile. Ca românul nu-i niciunul, nu se lasă îngenunchiat. Nu-și uită țara și neamul, nu uită de unde a plecat. Românul e ca o stâncă, e ca o mare adâncă cu nisipuri mișcătoare, că cei românesc nu moare. Și în prag de sărbători să aveți poate doar de bine și când ridicați paharul să vă gândiți și la mine. Natura e muza mea de inspirație, în primul rând. Eu am trăit în natură toată viața. De când mă știu, am muncit la animale. Mama a avut oi, capre, cai, vacă, porci și păsări și tot ce a trebuit să fie într-o gospodărie de la țară. Eram, cred că nici aveam 5 ani, mulgeam cu mama vaca. Mama mulgea pe parte, eu mulgeam pe partea ailaltă. Mai mă îmbrădărea cu coada, mai cum, și apoi după aia mama s-a angajat la CAP, eu la 10 ani deja aia făceam la băieța din Bâia de sus, la CAP, la Olteni, s-a dus mama la vaci. Acolo, în câțiva ani de zile, pe la vreo 16 ani, bine, la 13 ani mi-am cunoscut soțul. Nu, el avea 13 și eu aveam 10, practic. Și apoi a trecut o perioadă de câțiva ani și la 16 ani ne-am căsătorit. El 19, eu 16, fără armată, până a plecat armată, i-am și trântit un băiat. Avea 6 luni. Am fost o vrenică, nu, n-am ars gal după mană. Și, pe urmă, după care el a fost angajat la CAP Cioban și am fost pe munți cu el. Plecam primăvara, plecam cu stâna, mai eu mai veneam și acasă, că aveam și servit la CAP, mai aveam și copii, bine, alta socri. Și am depășit toate momentele și noi nu ne-am lăsat unul pe altul. Ne-am târât unul după altul pe unde a fost nevoie, și la bine și la greu. Și avem 47 de ani de căsnicie. Adunăm oile de primăvară, ale noastre care le avem proprietate personală și mai completăm cu animale din sat, un număr de animale în funcție de izlazul care le avem. Angajăm un om, doi, după câți avem nevoie ca să facem treburile stânei. Și aici la stâne e ca în armată, ai în același program în fiecare zi. Păi anotimpurile nu toate sunt la fel. Spre exemplu, anul ăsta am avut un an ploios. Dar să știi că la animalele a mers bine. Iarbă destulă, apă, le-a mers bine la animale și lapte a avut. Anul trecut a fost mai secetos, am avut acum 2 ani de n-am avut picătură de ploaie din la jumătatea verii până la 2-lea an. Dar noi, cum să spun, ne adaptăm la condițiile de viață. Noi tot aia trebuie să facem. Tot ce este, deci animalul nu are sărbătoare. Am 31 de ani de când trăiesc numai pe coastă. Stau în sat decât luna decembrie, ianuarie, februarie, martie, în aprilie, în funcție după cum e Paștele. Am pornit? Nu pot să stau în sat. Ce mă încântă pe mine cel mai mult, ce-mi place mie, când pun cașul pe crită și începe zerul să curgă, zici că e o melodie, zici că îți cântă un pian așa, se aude țârâitul la zerul ăla, pe crintă, în cadă. Acolo îmi place, așa stau și ascult, zic, ia uite-mă, zici că îmi cântă cineva o melodie. Aia îmi place. Mai mult ca orice. Bine că tot e frumos, tot îmi place. Adică două rânduri de fire, puițe, astea se numesc schițe, și când lucrezi, aici eu o fac în degrade. Vedeți, aici e mai închis, aici e mai deschis, mai deschis. Lucrez cu mai multe ca să îl ții. Bași prima dată așa pe drept, faci cu mâna, faci rostul firele din spate.
Așa. Acum să ia aici. Nu mi-a plăcut unde lucram. Era... Nu mi-a plăcut. Și am căutat în altă parte. Am găsit anunț că se angajează. Așa. Și m-am dus și am văzut. Și mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut că era o meserie de fată. Mai curată, mai... Și mi-a plăcut. Și în atelier, cum să zic, la locul de muncă, calificare la locul de muncă. Ne-am angajat cu carte de muncă, cu ne-a luat, că era pe timpul lui Ceaușescu. Și nu se exista să lucrezi așa atunci. Și ne-a prins bine. Să fac aici. Ia uitați aici. Trebuie să te uiți ca modelul în spate. Și am o cartelă care mă uit. Fiecare culoare are un număr. Așa, și mă uit la numărul ăla, văd ce trebuie să pun acolo. Iei fundul și îl bagi, scazi pe firul la linie. Așa, formă, asta e o petală de floarea soarelui. Vii și bagi galben. Totul se caută. Și eu sper să se pună mai mult valoare pe ce e mai natural, pentru că asta e ceva natural, e lână, bumbac, așa, și să se întoarcă lumea la lucrurile mai simple și mai frumoase, mi se pare. Căpăcin mielea. Mielea este protejată de albine cu stratul ăsta de cer. Dacă o las așa nevrăpită, albinele o consumă mai greu spre deloc. Eu dacă fac așa, albinele nu suportă mizeria. Ele consideră că asta este mizerie și atunci se apucă de curățat. Eu până în clasa 8-a ziceam mă fac electronist. Și visam liceu, nu știu care, București, să vezi ce diode sudeșe. Și după aceea am aflat de această școală, liceul ăsta de agricultură. Și imediat s-a prins un bel. Eu zic să stau la un birou sau undeva într-o uzină, fabrici cum era atunci, și să, chiar dacă sudez diode, să stau închis într-o cutie, că pot să stau frumos, natură, și să fac ceva care nu mă stresează, fiind o activitate unică. Chiar prospectarea e plăcută, adică fără efort fizic și multă deplasare, vezi locuri noi, regăsești locurile de anul trecut și zici, a, uite aici ce bine era. Da, în general, activitatea pe cultură, ce aduce pentru mine, e una foarte frumoasă. Cum să zic, când ai muncă fizică, într-adevăr, e neplăcut când transpiri, obosești. Dar însăși activitatea de recoltă ți aduce satisfacția asta. A, uite aici, vezi un stup de la plin de miere și te chinui să scoți rama afară și e grea și îți rupe mâini, deci. A. Albinele se confruntă cu multă agresiune. Pe de o parte bolile, pe de o parte omul cu substanțele chimice. Deci ca și perspectivă, lupta mea este aceea de a menține albinele în viață. O substanță chimică, dacă nu omoare albina, îi slăbește organismul. Ea devine mai vulnerabilă în fața bolilor. Deci cam munca mea de toamnă asta este să mă asigur că albinele au destulă hrană pentru iarnă și că sunt tratate corespunzător. Sunt conștient că agricultură fără pesticide nu se poate. Dar
trebuie să găsim un echilibru între folosirea pesticidelor în agricultură și viața albinelor, pentru că la fel de importantă pentru agricultură este și albina. Fără albine, recoltele sunt mult diminuate. Vă pot spune cu tot respectul și cu toată omenia, de când sunt cu Sfânta Biserică, de a bătea clopetele de cel puțin 7 ani. Noi facem cu drag și cu plăcere curățenie și ordine în Sfânta Biserică. Asta e situația, nu se poate altfel. Dacă nu ți-e drag să faci un lucru, nu te duci, Domnul, să deschizi ușa bisericii. Și frumuseții că recoltez, mă. Păi îmi bag sămânța de roșii și le bag araci și duc în sus. Vezi acolo cercuri de roșii, unii sunt roșii, altii se coace. Păi atunci e satisfacția aia plăcută, când încep să ții din grădină. Și te gândești așa, uite, măi, n-am muncit degeaba în vara asta. Ia-l din grădină la mine. Pătrunjelul trebuie să fie în grădină. Mărarul trebuie să fie în grădină, la mine. Păi de cum mă duc la magazin? E, ar fi rușin. Rușin și păcat. Dacă am unde să fie. Dar e mai greu cu apa. E mai greu cu apa băgudată. Acum se dea Dumnezeu sănătate lui primar să aducă apa. Pățeavă. Că după aia nu-i gurul meu, că plătesc, că o să fie până la ampometru. Dar nu mă gândesc la plată la apă. Ca să poți să uși suficient, atunci îmi permiți să faci un solar. Solarul e foarte bun, te ajută foarte mult solarul. Să-mi pui de toate acolo în el. Că grăbește, că e folie și temperatura de căldură în solar. Dacă am apă. Pentru că în solar trebuie apă multă. Eu am făcut așa pe câmp, așa, adică în grădină direct de răbă. Am făcut, nici problemă. Am făcut pentru că stau aceea. Deci după aceea intru în grădină, intru în colo, în partea aia altă, bă, cât în grădină am aici. Cât am în spate aici în grădină, Doamne, iertă. Cât să mai poate? Păi ce să ajuns pe om când nu poate? Păi să-l fac la apartament. Nu poți să fac la apartament niște lucruri. Unde coci atâtea vinete la apartament? Aha. Unde, la ragaz? Eu aici stau afară, acolo, în curte și mergem așa, tocat acolo și la ardei și la tot și la ceapă. Și le va la steriliza pe seară. Ce să face? Asta e treaba. Hai să vedem, să rămână. Aici este mătușa. De mică veneam aici și îmi amintesc cu mare plăcere de tot ceea de copilăria mea. A fost o copilărie foarte frumoasă. Ea era foarte, o femeie foarte inteligentă. Juca șah, deci mătușa, aici și a citit foarte mult. Mâncărurile ei preferate erau cele fără carne. Îi plăcea foarte mult fasolea verde pe care și-o cultiva singură și toamna și-o usca pentru iarnă pe gratie și-o usca și deci ea mânca mai mult vegetale decât carne, își creștea singură un purcel, avea păsări multe avea și găini și rațe și gâște. Casa este construită în 1960. Aici era o cameră unde își ținea ea lemnele, iar în camera cealaltă își creștea oile și sus pentru fân.
Ea avea o sobă în spatele casei. Acum s-a dărâmat. Dacă vreți să o pozați puțin, e dărâmată. Și făcea afară mâncare, sub o latră. Da, nu făcea în casă niciodată. Chiar am avut pe cineva astăzi la lucru, băieții care mi-au lucrat aici, și zic, vreau ca să mâncați la prânz. Și zice, fă-ne un sandwich. Păi zic, eu n-am salam. Eu nu mănânc salam. Zic, brânză, oh, tot brânză, brânză avem și noi acasă. Deci vezi, ei vor să mănânce altceva. Dar eu vreau să mănânc șuncă de casă, brânză de casă, lapte de casă, păsări de casă, carne de casă. Da. Și atunci din magazin cumpărăm și noi ulei, zahăr, făină, griș, astea, știi, și facem noi. Deși stai mult la bucătărie să gătești, câteva ore ți ia. Dar e o altă satisfacție. Ideea este că eu sunt și foarte pofticioasă și atunci dacă am făcut-o și mănânc, știi? Adică pe loc, nu stau la el. Să zici că gata, o pun la răcit și mănânc altă dată sau nu. Da. Mă chinui ca să nu să mă mențin. Da. Sunt prieten cu cei care, cu gazdele acestei case de foarte mulți ani și mi-am luat o casă aici și sunt interesat foarte mult de produse locale. Sunt câteva lucruri. În primul rând că te deconectezi de viața de la oraș. Și deconectare înseamnă fără internet, fără telefon, și poți să stai în mijlocul unor peisaje frumoase. Poți să te aduni cu tine și poți să stai să meditezi, să citești o carte sau poți să gătești sau poți să tai lemne. Deci ceea ce nu faci la oraș, poți să faci aici, la Teișane. Eu am venit și pe timp mai friguros și, de exemplu, pentru că nu avem gaze, nu avem centrală în această casă, a trebuit să mă duc să-mi tai lemne și să-mi pregătesc focul ca să pot să încălzesc un pic casa. La fel am testat și partea de apă caldă la boiler, care este tot pe lemne. Și a trebuit să bag și să pregătesc focul și acolo. Adică sunt niște chestii care nu, la oraș nu le găsești. La oraș ai centrală, ai calorifer, aici te deconectezi. Trebuie să identificăm foarte mult produse locale. Oamenii care știu să facă zacusca de Teișani. Și bineînțeles, am constatat că această comună, acest sat Teișani, comună-sat, nu are un brand. Nici, deci eu nu pot să pun o etichetă pe vișinata de care o confecționez, o fac aici, sau pe gemul de vișine, sau pe gemul de soc din fructe negru, care l-am făcut anul trecut, sau zacusca care o face doamna Doina din soția meșterului cu care am lucrat, sau dulceața cu ardei iute. Deci noi nu putem să punem un brand pe aceste produse și să le vindem în mediul online sau offline. Lucrurile astea sunt, sunt nevoi primare ale noastre, și anume mâncarea. Și atunci, da, căutăm produse locale, mâncare locală. Dar de ce trebuie să folosim munca locală, produse locale, materiale locale? Pentru că așa mai creștem nivelul de economie al satului și al comunei. Pe partea de cazare, trebuie să specific, poate nu știu eu exact, dar eu am găsit doar hostelul făcut de curbă la Olteni, dar nu am văzut pensiuni în zonă și nu știu nici localnicii cât de deschis sunt să primească turiști care să le ofere cazare contra cost sau, mă rog, poate chiar cazare contra unei munci locale, să zic așa.
Lucrul ăsta, eu, de exemplu, cu acea casă care o să sper să fie finalizată, eu îl voi face. La noi a fost satul Buia de Sus foarte, foarte, cu populație foarte mare și densă și mulți. Dar din cauza problemelor că n-a fost energie, curentul respectiv, mulți s-au retras cum au putut, în ce zonă a crezut că se poate descurce mai bine. Dar acum, că e curentul respectiv acum și avem o speranță că o să ne bage și apa respectivă, că promisiuni sunt, până în toamnă să ne bage apa, credem și gândim că va fi un lucru mult mai bun. Să vedem, suntem în așteptare, să fie mult mai bine decât a fost în urmă. Avem asfaltul ăsta, e foarte bun. E foarte, foarte bun, că avem pe unde călca, pe unde merge, cu o mașină, cu probleme de genul ăsta. Dar mai trebuie multe, mai multe lucruri, facilitățile respective să fie mai multe, ca să mai vină și un bucureștean sau un numai bucureștean, indiferent cine ar veni să-și facă o casă, o cabană, și dacă vine, să nu mai mulți lumea din sat. Astea sunt problemele, aici, la noi, acum. Dacă mai muncesc tinerii, să mai ocupă, să mai țină pe-n curtea lor cât un animal, să mai dea cu o sapă, să mai îngrijească un pic de gospodărie, mai să menține satul. Dar dacă ne ducem numai la supermarket și ne luăm împachetate toate aici, decât le punem pe masă și pregătite decât să mâncăm, și nu ne mai interesează că cum mai cântă o găină, nu știu cum mai zbiară o vacă, să pierde tradiția, să pierde satul. Deci asta este frumusețea satului. Sat trebuie să fie oameni gospodari. Dacă nu e omul gospodar, dacă nu e drag să îngrijească de ceva pe lângă casă, păi de ce te mai numești țăran?